Sindicatul Liber Petrotub a protestat luni în fața sediului PSD din Roman. Protestatarii au cerut schimbarea actualului guvern PSD și demisia ministrului Muncii, nemulțumiți fiind de faptul că mai multe dosare de pensionare au fost respinse rând pe rând de Casa Județeană de Pensii Neamț. Situația aceasta persistă de un an, iar liderul de sindicat spune că nu a găsit înțelegere nici măcar la parlamentarii romașcani. Pichetăm sediul Partidului Social Democrat, a partidului care este la guvernare, datorită nerezolvării dosarelor de pensie a salariaților care au lucrat în fosta fabrică de țevi, astăzi SC Arcelor Tubular Produc Roman. Vreau să menționez câteva probleme. Sunt probleme deosebite, delicate, privind stagiile de cotizare a salariaților care au lucrat în fabrică. Casa Județeană de Pensii și-a permis și a sugestionat angajatorului de a elibera anumite adeverințe fără a declara în fals adeverințele eliberate de angajator și au modificat împreună cu angajatorul stagiile de cotizare a salariaților care au lucrat în fabrică, constatând că acești oameni care au lucrat 30-35 de ani în fabrică nu mai beneficiază azi din cadrare în condiții speciale. Vreau să vă spun că am făcut demersuri în anul 2014, am fost de 3 ori la București. Am făcut demersuri la domnul senator Chelaru, la Partidul Social Democrat și am fost la Ministerul Muncii, Inspecția Muncii la Casa Națională de Pensii. Problemele salariaților la ArcelorMittal nu s-au rezolvat. Problema este când vorbim de un sistem unitar de pensii, avem colegi în județul Iași care au lucrat la același loc de muncă cu colegii din județul Neamț, ei au ieșit la pensii, colegii din județul Neamț n-au ieșit la pensii. Problema este că locurile de muncă care au fost încadrate în condiții speciale, avem un document care din 8-12-2014, prin care un răspuns al Ministerului Muncii, prin care face precizarea că locurile de muncă care au fost încadrate în condiții speciale în firma noastră rămân valabile până la modificarea legii 263, anexa 2 și 3. De fapt, în realitate, constatăm altceva, că angajatorul, împreună cu Casa Județeană de Pensii, în complicitate cu Casa Județeană de Pensii, salariații noștri sunt refuzați după o viață de muncă în societate dreptul de a ieși la pensii. Abuzurile făcute de Casa de Pensii Neamț, mai spune liderul de sindicat, au fost transmise și clasei politice din România. Am prezentat și domnului senator Chelaru abuzurile casei județenii de pensii. Am un salariat, de exemplu, are 64 de ani. 64 de ani, cu 13 ani și jumătate lucrați în condiții la minor la 16 țoli, ar fi trebuit să aibă reducerea vârstei de pensionare 6 ani jumătate. Din 64 de ani, dacă scoatem, din 65 de ani, dacă scade în 6 ani, acest salariat ar fi trebuit să iasă de 5 ani la pensie. Astea sunt câteva din abuzurile casei județene de pensii, care vrem să le transmitem clasei politice din România, doamnei ministru Rovana Plumb, care prezintă foarte frumos ceea ce doresc să facă, dar în realitate, așa cum spunea și aseară pe un post de televiziune, că sunt probleme în implementare și de a transmite mesaje clare acelor care sunt subordonați. După această pichetare care vă desfășura această săptămână, dacă nu vom ajunge la un consens, vom reuși și cu siguranță vom face un mare meeting în Roman, și după care Consiliile de Coordonare a celor lante două sindicate vor hotărâ care vor fi următorii pași pentru perioada următoare. Pot să înțeleg forma de protest, dar am înțeles, mi s-a spus că există în fața organizației PSD Roman, doar parțial, pentru că nu uit nicio secundă că liderul sindicatului la Roman este membru marcant și lider PSD de 15 ani, și sunt singurul parlamentar care m-am implicat în această nemulțumire, în parte justificată, care există vis-a-vis de Casa de Pensii Neamț. De altfel,
Dacă ați urmărit, eu m-am adresat inclusiv doamnei ministru a muncii cu această problemă și așteptăm această săptămână și soluționarea ei. Nu pot să-mi ceară și nici eu nu pot să fac acest, să cer guvernului pe care îl susțin să încalce legea. Nici nimănui să muncii. Că sunt probleme la Casa de Pensii Neamț sau sunt probleme la Casa Națională de Pensii, m-am adresat tuturor organelor statului pentru a le lămuri. Mi se pare firesc că acolo unde cetățenii care lucrează la Mital sunt de pensie și au dreptul la această pensie să o primească. Nu pot să înțeleg de ce a fost nevoie de 7 zile de protest în fața sediului PSD, dar acolo e o chestiune a administrației locale care probabil că are, începe să aibă o altă culoare. O singură întrebare am, domnule senator. Când ar trebui să primiți acel răspuns în scris de la ministrul muncii? Săptămâna aceasta sau cel târziu a început săptămâna viitoare. Eu primesc de altfel și cei care m-au solicitat pentru memoriu. Au văzut și întrebarea, am publicat-o și în presă. Deci eu nu găsesc o justificare acum acestui protest. Da, poate și o găsesc ei, eu știu. Eu știu de fapt acolo. Acolo problema este că liderul sindicatului a fost vineri schimbat din funcție de președinte PSD. Casa Județeană de Pensii Neamț transmite printr-un comunicat de presă. Ca urmare a observațiilor primite de la Casa Națională de Pensii Publice privind modul de întocmire a adeverințelor emise de societatea amintită pentru încadrarea salariaților în grupe superioare de muncă și care nu îndeplineau condițiile de fond și de formă, acestea nu au mai fost avute în vedere, astfel că o serie de cereri de înscriere la pensie au fost respinse. Despre această situație au fost informate persoanele care au responsabilități în domeniul resurselor umane la fabrică pentru refacerea documentelor nevalorificate. Au fost reanalizate mai multe dosare respinse sau aflate în lucru, dar nesoluționate, și au fost emise decizii de admitere a cererilor de pensionare. Casa Județeană de Pensii Neamț va continua reanalizarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la pensie pentru salariații SC ArcelorMittal Roman.